care sunt față în față și care nu se mai regăsesc. Și din punctul meu de vedere putem vorbi despre o accentuare a crizei identitare a musulmanului de un relativism moral al Occidentului. Nu aș avea nimic de, cum să spun, corectat în tot ceea ce ați spus. Evident că Occidentul trece printr-o criză profundă. 1968 este și momentul în care în America este profund interpelată Decizia președintelui Nixon de a continua războiul în Vietnam. Suntem într-o situație în care uh, un nou imperialism este denunțat chiar de către francezi. Să nu uităm atitudinea foarte critică a francezilor la adresa Americii, care i-a eliberat în 1944 de naziști, da? Franța a fost eliberată de America în 1944, și cu toate acestea, sentimentele anti-americane capătă tot mai mult. Uh, culoare în anii 67-68 uh, și spun asta nu întâmplător pentru că se intersectează în acest antiamericanism feroce al unor intelectuali francezi precum Jean-Paul Sartre de pildă sau uh, Maurice Merleau-Ponty, se intersectează uh, acest antiamericanism al elitei de stânga caviar din Franța această atitudine lipsită de recunoștință față de toți soldații care au murit uh, Debarcând în Normandia, de bine, de, bine de rău, nu-i așa? Această atitudine de lipsă de gratitudine se întâlnește cu frustrările unei populații islamice care, cu siguranță, și astăzi, acuză prezența Americii în, spate, în spatele Israelului în faimosul conflict palestiniano israelian Deci, lucrurile încep să se complice geopolitica, să spun așa, Levantului. Uh, capătă noi accente, avem de-a face cu uh, prezența unor regimuri autoritare care sunt susținute de către Republica Franceză bunoară în Nordul Africii, o altă, o altă Algeria. Mare, o altă mare problemă pe care o trebuie să o luăm în discuție. Evident, războiul din Algeria pe care uh, uh, îl pierde Charles de Gaulle, sentimentul uh, musulmanilor din, să spunem, uh, Casa Blanca sau din Tunis, care uh, se simt trădați atunci când văd oficiali uh, de la Paris. Care stau tăcuți în spatele anumitor gesturi de autoritarism politic ale guvernelor nord-africane și, bineînțeles, acuza de la adresa ipocriziei diplomaților occidentali. Toate aceste lucruri, într-adevăr, adâncesc un complex al celei de-a doua generații. Față de prima generație care era recunoscătoare Franței, apare o a doua generație care este oarecum critică, distantă și sceptică, mefientă la adresa ofertei societății occidentale, care, într-adevăr, s-a schimbat. Nu mai este societatea de anilor 50. Nu mai este societatea burgheză și austeră, disciplinată, care acceptă să muncească și sâmbăta, care acceptă că există, dar nu vreau să înțelegeți greșit asta, vreau să spun care acceptă să, să se muncească mai mult, că e sâmbătă, că e duminica, nu la asta mă referam, ci mă referam la pur și simplu că la faptul că exista un etos al muncii pe care uh, Occidentul îmbrățișa și în Germania, și în America, uh, și în, uh, în Marea Britanie, și în Franța anilor 50 și care treptat, treptat se erodează. În beneficiul unui plezirism, al unui hedonism, al unui știu, știu și eu, al unui epicureism care pune în centru plăcerile epidermei și cam atât. Și treptat, treptat, sigur, oamenii încep să se întrebe: Dar este asta Franța în care am vrut să mă integrez eu? Este asta Franța în care doresc să trăiesc așa cum este acum? Și adesea răspunsurile negative curg. Dar, Poate că insistăm prea mult asupra acestor lucruri care țin doar de uh, complexul psihologic, fiindcă s-au mai întâmplat câteva lucruri. Să nu uităm, în anii 70, în anii uh, 80 chiar, există finanțări din partea guvernelor uh, succesive ale Franței, uh, care, de pildă, permit cre creșterea odată, educarea și în școli cu accent conf confesional, dar cu siguranță chiar ridicarea unor moschei din bani publici chiar la Paris, Marea Moschee, de pildă, frecventată de mulți imami din. Africa de Nord și, nu întâmplător, apare la un moment dat această alianță între republicanism și uh, un islam moderat, un islam, aș zice eu, politizat. Dar este o formă de compromis pe, pe care alții ulterior o vor acuza ca trădare. Cred că ar trebui să privim în egală măsură uh, două planuri. Pe de o parte este această politică integraționistă, pe de altă parte am atins doar, doar tangențial acest aspect, politica externă. Pentru că Franța și nu numai au încurajat regimuri autoritariste în Nordul Africii și, iarăși repet, nu numai acolo, tocmai pentru că în felul acesta zonele erau mai bine controlate. Și aceste regimuri care au fost de multe ori conduse de o elită intelectuală cu slabe conexiuni religioase, uh, au izolat toți liderii religioși, încercând să controleze fenomenul religios. Un fenomen care a fost răsturnat în Revoluția din Iran și abia atunci s-au reinventat, au fost regăsite anumite fantasme ale unui stat care poate fi condus printr-un. Sistem opresiv care are la bază o legislație sacră. Da, așa este. Și în felul acesta, un anumit tip de islam, islamul radical, uh, revanșard, caută un spațiu din ce în ce mai mare, pentru că Franța și nu numai, putem vorbi și despre America, au susținut anumite regimuri controlabile controlabile din multe puncte de vedere, dar care nu au gestionat politic bine situația internă. Eu sunt departe de a fi un om care încearcă să spună că întotdeauna Europa are și America au dreptate, iar pe de altă parte întotdeauna cei care se află în zona africană sau islamică se înșală. Doamne ferește, cred că nu suntem aici pentru a împărți dreptatea. Cred că suntem chemați să analizăm cum bine ați sugerat chiar și detaliile acestei epoci foarte fierbinți, care cu siguranță uh, îl, include, uh, îl include și pe faimosul Mubarak, oare, președintele Mubarak în, 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 uh, în Egipt, care a fost într-adevăr uh, intens contestat de liderii frăților musulmane, pentru că nu și-a interiorizat, nu și-a asumat până la capăt. Identitatea islamică, și poate pentru că nu a pus suficientă presiune chiar pe, eu știu, o comunitate creștină, cum este comunitatea coptă. Acest, repet, acest moment fierbinte al, al islamului anilor 80 include și, bunoare instaurarea în Siria a familiei conducătoare al Assad. Bashar al Assad este doar ultimul descendent și, sigur, un sângeros descendent. Al acestei familii autoritariste, care de fapt autocratice, care de fapt în niciun caz nu intenționează să instaureze democrația, ci mai degrabă caută să introducă, aș spune eu, un, un fel de experiment kemalist. Fiindcă introducem acum o discuție foarte interesantă, anume care este compatibilitatea între democrația liberală și islam. Sau care este precedentul fericit de. Uh, Doar co chemalismul. De coexistență, vă rog. Doar kemalismul. Exact, în, a, în afara Turciei post care, prin, aș spune, abordarea destul de militarizantă a lui Kemal Atatürk, reușește să stăpânească impulsurile teocratice ale unor preoți sau unor clerici musulmani și instaurează un regim gvazi democratic cu elemente de reprezentare parlamentară și cu un control, să spunem, și din partea societății civile asupra politicienilor, experiment care astăzi, nu știm, sub regimul Erdogan încotro se duce, un experiment aflat sub semnul întrebării, cu excepția Turciei. Noi nu avem în secolul 20 o poveste de succes. Și e foarte important să ai povești de succes atunci când faci diplomație. Este foarte important când te duci bunoară la liderul uh, libian Gaddafi să-i spui, ia te rog, fă tu ceea ce au reușit să facă ceilalți. Păi dacă ceilalți n-au reușit, cum îmi cer mie să fac? Și uh, recunosc aici și vă dau totală dreptate că Franța a practicat dublul discurs și a, plac a practicat o ipocrizie până la urmă când vine vorba de susținerea acestor regimuri autoritariste care au ținut în mizerie și în uh, foarte multă sărăcie milioane de doar de, de împărțirea petrodolarilor în exact. cercuri foarte restrânse. Aici vine marea problemă și începem să ne apropiem de epoca noastră până la urmă sau oricum de, 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 de un timp care este uh, cu siguranță responsabil pentru apariția atacurilor teroriste la New York, la Madrid, la Londra, la Paris și în alte locuri. Ne apropiem de momentul în care Golful Persic, de momentul în care banii din petrol făcuți în nordul Africii încep să financeze deja al treilea val. Putem vorbi despre al treilea val cu siguranță. Cei care au venit în anii 1950-1960 au avut copii în anii 70 și au și-au întemeiat primele familii în anii 70, după legea regrupării familiale, urmată de uh, legi similare și în Germania, pentru și gast Arbiter. Uh, urmează, deci, prima generație de copii să se nască în anii 70, 80, 90. După aceea, acești copii la rândul lor au niște copii care, de data asta, întrebarea este, sunt sau nu virusați de o ideologie și mai radicală uh, decât, să spunem, ideologia anticolonialistă și anume vorbim despre direct ideologia teroristă a rețelelor al-Qaeda și a altor rețele care astăzi, bunoare, când noi vorbim, recrutează prin internet luptători. Dar marea întrebare în este, Siria și în Irak. Marea întrebare este cum de au ajuns acești tineri, pentru că vorbim despre cei care s-au născut în anii 90. Da, exact, despre poate ei chiar Anii 2000, 2000, poate chiar în anii 2000. Cum putem vorbi despre Uh, această recrudescență a radicalismului într-o societate care își nivelează permanent absoluturile. Pentru că noi discutăm despre un continent care își pierde seva uh, religioasă. Noi vorbim despre un imperialism al uh, unei culturi populare americane. Vorbim despre copii care sunt crescuți cu iPod-ul uh, în buzunar, care sunt duși la mall, care uh, ascultă un anumit tip de muzică. Care sau zgomot, au albite, da. Da, zgomot, care au o, o, o salopetă prin care îi recunoaștem. treningul. Adică Noi discutăm despre niște copii care trăiesc într-o lume în care valorile religioase sunt izolate, sunt trimise în spațiul public, în spațiul privat, sunt trimise spre marginea societății. Ei, în acest mediu, mai ales când discutăm despre copii, despre tineri, cum explicați această recrudescență a fanatismului? Eu Cu siguranță că există o sponsorizare, există predicatorii ambulanței în unui islam radical, dar este un punct de conjuncție. Eu cred că, iarăși, un element psihologic care poate fi surprins este foarte ușor de, de identificat printr-un cuvânt vechi numit frica. Oamenii care nu știu cine sunt, Oamenii care se tem să fie ceea ce părinților au fost, și mă refer la europeni. Oamenii care se tem la, dacă vreți, la familiile de europeni care în mod tradițional au fost creștine, la familiile de uh, europeni care în mod tradițional s-au revendicat de la tradiția iudeo-creștină și care de la 1968 încoace. Au, încet, au încetat să își mai uh, afișeze această identitate, și care au acceptat ca primele generații de copii, ai lor de data asta, vorbim de copii europeni, să meargă la școală și să afle, bună oară, că toată civilizația creștină nu poate fi redusă decât la Inchiziție, că tot ce a făcut Europa uh, timp de secole nu este decât uh, un soi de experiment al omului alb creștin și heterosexual în detrimentul tuturor celorlalte forme de uh, civilizație. Cu alte cuvinte, că eu știu, cruciadele nu sunt decât un soi de război lipsit de orice semnificație demnă, că până la urmă Ierusalimul parcă uh, a fost uh, mai degrabă mai întâi islamic și mai abia apoi uh, revendicat de creștini. Și a, și asemenea, alte ideologică, locuri. pe scurt. Exact. Avem de-a face cu un tip de educație a europeanului, de uh, indoctrinare, aș spune, a europeanului tânăr de după 68, după mai 68, care uh, îi face absolut imposibilă mărturisirea vie, deschisă, sinceră, genuină, fără perdea, a identității creștine. Deci este un glisaj, să spunem, de la, de la identitatea de cetățean francez către o identitate, cum spuneam, în matrice religioasă. Avem, deci avem o mare dificultate astăzi a oamenilor de rând din Europa, dar și a elitei, sau în primul rând a elitei europene, să introducă într-un discurs public referințe bunoare la decalog sau la civilizația iudeo-creștină. După cum știți, chiar preambulul tratatului de la Lisabona nu a putut include a inclus referințele la, la Iluminism, din câte înțeleg, la civilizația greco-romană, dar nu și la creștinism. Ca și când creștinismul e un soi de fantomă, așa, a ultimilor 2000 de ani, uh, care bine că ne ocolește de data asta și nu ne mai sufocă. Acest gen de bizarerie cognitivă, acest gen de falsă rușine și de falsă modestie, care uh, ignoră evidențele, prezența templurilor creștine, a bisericilor, a unor însemne religioase, de la culturi până la urmă. Arte. Exact. Uh, vreau să spun, de la Pește până la, de la sem Semnul Ichtis, până la cruce, uh, de la uh, muzica lui Bach și Mozart, până la un arvopert în, în zilele noastre, permearea tuturor formelor de artă, literatură, uh, cum ați spus foarte bine, înglobant, cultură europeană.